Bună seara, stimați telespectatori! Sunt la capătul unei zile epuizante. Am avut de la 6 la 7 interviu cu Nicușor Dan, în direct, foarte obositor, direct. După asta am fost la Marius Tucășeu, tot în direct, de la ora 7 la ora 8, de la ora 9 jumătate la 10 la Ionuț Cristache. Când am terminat, zic, mai am amintit că n-am făcut pastila și acum chiar de am de muncă, deși că Dumnezeu zice, scoate de mine. 11 noapte, oh, și de-abia acum trebuie să încep. Trebuie să termin editorialul, trebuie să corectez, să mă uit peste materialele care urmează să apară pe Cristoiu Blogro, trebuie să trimit la editură prefața în sfârșit scrisă la cartea Corei Muntean. Ea scoate o carte din serialul publicat la noi de reportaje prin București, Bucureștiul urgisit, deja e pe cale de apariție, de tipărire la Mediafax. Am convenit să-i dăm, ea a scris niște reportaje extraordinare și ca o premieră în România post-pandemică, noi vom scoate această carte sub titlul Bucureștiul sub dictatura coronavirus, că într-adevăr a fost o dictatură. Și inițial aveam o prefață de vreo filă, după asta mi-au trimis-o cu Cornel Catană să mă uit peste ea și așa de bine m-am uitat că am făcut vreo 3-4 file. Oricum, cred că noaptea asta trebuie să o retrimit, să o trimit la editură pentru ca să totuși să urgentăm apariția acestui volum de reportaj. Am explicat asta nu ca să mă plâng, ci faptul că s-ar putea să fiu incoerent pentru atâta la capătul acestei zile și așteptându-mă acum un efort uriaș ca totuși să dau drumul la materiale. Mâine trebuie să plec spre capitală, spre casă. Ei, aflați că să vedeți cât de imbecil sunteți. Ce au făcut? Păi, mare problemă care o am în seara asta și în seara asta. Că trebuie să mă decid dacă, deci, trebuie să-mi pregătesc actele pentru mâine. Așadar, cei care vor să se plece într-o altă localitate au o declarație pe propria răspundere. O citesc aici, scrie are sus Guvernul României, fiind în siguranță acasă. Semnesc că mare, că sunt numai acasă, e visul lor. Mă rog, declarație pe proprie răspundere linioară, jos, stare de alertă linioară, stare de alertă. Bun. Potrivit acestei declarații, eu trebuie să completez nume și prenume, nu vă spun, nu Cristoiu. Se va completa adresa locuinței în care persoana locuiește în fapt, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menționată de actul de identitate. Deci, când am plecat, am completat prostia asta. Declarația aproape de tot. Aia care am povestit eu că așteptam să mă ia milițian, polițistul și nu mi-a luat. Am cu contract, cu contractul de având o locuință la Sinaia. Bun. Locul de plasare. Sinaia, strada, unde mă deplasam? Deci dacă mă întreba milițianul, puneam locul de plasare. De la adresa locuinței, de acasă, mă deplasez la Sinaia, strada Cutare, și zice așa, motivul deplasării în afara localității sau zonei metropolitane. Adică, de ce mă deplasam eu la Sinaia, da? Și printre alte puncte, am găsit aici 5. Îngrijirea sau administrarea unei proprietăți în altă localitate, eliberarea, punct și virgulă, eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi. Eu am trecut în greșire sau am ministerul unei proprietăți, chiar că data trecută, nu știu ce problemă, cursese pe aici apa, m-a costat o grămadă și am vrut să văd, eu chiar corect, am venit la Sinaia, nu să mă odihnesc, ci ca să văd, să îngrijesc proprietatea. Să văd ce au făcut ăștia
dacă o vorbise sau nu bine. Bun. Acum trebuie să mă întorc. Întrebare, apropo de gânditorii de la guvern. Deci, unu, eu trebuie să fac o nouă declarație pe proprie răspundere, că acum mă duc de la Sinaia la București și mă oprește. Acum chiar că mă opresc. Pentru adeverință că le-a dat ăsta ordin. Ați văzut. A și zis domnul premier, forțele de control trebuie să fie extrem de prezente. Înnebunesc și la el și la Iohannis, sărăcia vocabularului lor se apare din folosirea lui foarte. La altă la Cotrocine, groate, foarte, sunt foarte îndrăgostit, sunt foarte bolnav de stomac, sunt foarte obosit, sunt foarte supărat, tot ăla e foarte și sunt, e, și guvernul e foarte bun și el, Iohannis, e foarte, toți sunt foarte. Nu are, adică totuși în locul foarte poți să mai găsești altceva. Iar ăsta a introdus extrem de prezent. Am auzit în viața mea, este un analfabet extrem de prezent. Ori ești prezent, ori nu ești prezent. Adică, domnul, aș vrea să fac o comparație, dar nu vreau să-l pe mintea lui. Da? Adică, ori a rămas gravidă, ori n-a rămas gravidă. Nu știu, adică terțul nu-mi dată, nu există, este extrem de gravidă. Așa și cu prezent. Ori ești prezent, ori nu ești prezent. Nu există extrem de prezent. Nici mai puțin prezent nu este. Doar așa, pe ideea că ești mai puțin prezent, în sensul că ești cu gândurile în altă parte. Bun. Sigur mă opresc. Deci, prima întrebare. Ce fac? Descarc o altă declarație pe proprie răspundere? Bun, descarc. Foarte frumos. Că asta nu pot să mă duc, pentru că asta e trecută spre Sinaia. Eu mă duc de la Sinaia înapoi, da? Acasă. Bun. Trec nume, prenume. Ion Cristoiu, data naștere, adresa locuinței, da? O trec. Aia, celebră. De acasă, de la București. Locul deplasării. Așa e corect. Vin de la Sinaia, nici nu pot, cum să trec aici adresa locuinței Sinaia, nu pot, pentru că locuința mea e la București, nu la Sinaia. În plus, nu pot să spun că mă duc, apoi ce bifez, îngrijire sau administrare unei proprietăți în altă localitate. Păi nu, că e localitatea mea e în București. Și uitați, stați un pic. Deci m-am gândit așa, zic, trec la adresa, deci Ion Cristoiu, declarație, că mă duc de la Sinaia spre București, mă opresc în Ițeanu și am acum ora nouă și trec. Ion Cristoiu, data noastră, adresa locuinței, hai să trec pe asta de la Sinaia, dar nu pot, deoarece se va completa adresa locuinței în care persoana locuiește în fapt, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menționată. Deci este vorba unde locuiesc în fapt. În bifările astea, în opțiunile, în 11, nu e trecută și întoarcerea acasă. Nu trebuie să trecă dacă am plecat. Nu, puneam așa, o bombă aici, întoarcerea acasă. Deci eu am o foarte mare problemă, pentru că chiar încă am legea. Și voi depinde de amabilitatea vreunui polițist și o să-i explic o grămadă, o teorie întreagă. O să spun că mă duc acasă, că am fost la Sinaia, dar de unde știe el că am fost la Sinaia? Că poate să zic, alo, băi, domnul, alo, domnul, tarșu, n-ai fost la Sinaia la locuință, ai fost, de fapt, să faci grătare sau să faci o terasă acolo, da? Și cum unde mergi? Păi acum merg acasă. Cum mergi acasă? Că n-ai voie să te deplasezi într-o localitate decât să ajungi la altă locuință decât locuința ta. Niște imbecili. Cum dracu, întotdeauna m-am întrebat, și pe, nu mai țin minte, cred că pe chele mea bună. Mă, totuși, pe ăștia din guvern, PDL, sunt cu un concubinat dintre PDL și PNL, amândouă partide care o guvernă, nu pot să fie atât de proști. Dacă ar fi USR, am înțeles, chichi rău, chiar Barna n-au guvernat. Bă, și zici, bă, sunt, nu știu, ageamii, amatori, o să crească, dar la ăștia. Orban a fost și el ministru, adică nu pot să-mi imaginez cum pot a fi. Că orice om când a făcut asta zicea, băi, stai puțin, dar când se întoarce, legal, nu, sigur că poți să găsești și un polițist de treabă și să spună, da, domnule, aveți dreptate, de fapt, dumneavoastră, iar arătați cel, nu, potrivit legii,
Nu spune nicăieri că trebuie să mai facă încă o declarație și mai ales nu spune ce fac când nu-i trecut acasă. Deci eu mint cu această declarație, dacă mint falsă la chef publică și semnez, da. Cum Dumnezeu de lei este așa de prost? Nu pot să-mi dau seama. Bun. Așa cum v-am zis, cum am și scris, pe alea trei zile a fost o diversiune. Nu întâmplător mi-a luat mie adeverința. Diversiunea s-a numit trei zile în care românii și-au făcut de cap. Nu și-au făcut de cap, hai să fim serioși. Și-au făcut de cap, vai de capul lor. Oricum, până în trecut, eu n-am văzut oameni făcând de cap. Da, asta au băgat presa, miluită, televiziune. Mă miră, Raider a fost, nu fi fost în seara asta, chiar mă miră. Extraordinar. Sunt pur și simplu uimit că Raed Arafat nu a fost în seara asta undeva și s-a stat în casă și dacă vreți eu vă țin în casă, că el le țin, el e președinte ăla de la Cotroceni, măi, dacă vreți vă țin în casă încă vreo 2 ani, că vreau eu, că eu sunt Raed Arafat, aoleu, vai de... Na, cum fi apărut și nu știu, pe la vreo televiziune, mă uit la televizor. Bun. Deci, așa cum v-am zis, a fost o diversiune pentru că băieții se bage amenzi mari. Atenție, amenzi însă la firme, uriașe. De ce la firme și nu la producători la noi? Pentru că noi nu prea avem și nu o să dăm, iar la firme ai două mari avantaje. Aduci bani la buget, am înțeles că azi magazinele erau pline de polițiști, milițieni, care dacă intri într-un magazin și nu ai mască sau ai mască jos, e sancționat proprietarul, atât de legi mechere, nu tu. Și băieți, îți dai seama, vă imaginați că sunt stoluri de fripturiști, de ăștia, bacșimani, că de-abia așteaptă ăștia de la control să vină acum la firmă. Alo, știți, am văzut pe unul fără mască, și plexiglasul nu e așa bine și distanța nu e de 1,5, ci de 1,4,5. Ah, pac, ia bă, dă-mă tale acum o sumă uriașă de bani, tu zici, proprietar, știți? Bine, mă, bine, am înțeles, am înțeles. Mi-ai făcut cu ochiul, bine, am înțeles. Nu mai ești vinovat, dar și noi avem familie mare cu remunerație după buget mică, poate ne fănii. Bine, asta va fi. Au făcut diversiunea aia, au creat aia cu terasa, după asta au venit la televiziune miluite, pompa, ah, nenorocire, cum e posibil să petreacă, vai de mine, puteau să muriți, sunt responsabil de cei care au murit. Eu petrecut, au dansat. Și cum am zis eu, mie nu mi s-a părut că au stat mai înghesuit, și nu mi s-a mai căutat la ora asta. Gheorghe Funar, el tot trimite tot felul de poze a Hazlii. Bun. Deci, dacă mă gândesc bine la Nădlag, chiar au stat unul lângă altul, pe acolo, eu nu cred că e, știți cum e cu dansul la noi. La dansul ăsta modern, nici nu stai lângă iubită sau pereche. Ea e acolo la vreo 3 metri și tu pe la 3 metri și fiecare se învârte în jurul lui. Nu e tango ăla lipit. Nu, da, bun. Nu contează. Gata, ne-au băgat amenzi. Și domnul Ludovic Orban zice și zică mandolină, rinduie și el, nu? Așa? Unde putea să fie în seara asta? La B1. Când nu e la Digi, e la B1. Când nu e la B1, e la Digi, e la 2, da? Așa, mă rog. Nu mai pot să, nu vreau să vorbesc acum, că e prea târziu, sunt obosit. Ce a zis domnul premier România, dai seama, despre, zice, ce s-a întâmplat așa, că din piața Victoriei, că apar multe pe internet, pe ideea care pun la îndoială coronavirus, mă rog, întotdeauna vei găsi cu oameni care pun la îndoială ceva. Eu, de punctul de vedere, sigur e interesant, e cultiv pentru că sunt și eu curios, îi cultiv și pentru că televiziunile principale miluite de guvern nu îi dau și ce să dau pe Rafila. Rafila e prezent și corect, dar Rafa cred că s-a tocit ecranul de câte ori apar ei. Adică sunt deja așa palizi de-a ta pe la televizor. Bun, hai să vedem scurt. Ce zice așa? Da.
nu i-a existat niciun fel de măsuri care să fie fost stabilite pentru un alt motiv decât pentru acela de a apăra sănătatea și viața română. Ai zău? Ai, nu mai spune. Chiar vorbesc serios, da, afacerile pe care le-ai făcut, da, le-a făcut voi, Camarila Luta și Camarila lui Iohannes, că și-au împărțit. Dar promovările la spitalele lui Nelu Tătaru, da, aoleu, da, nepoții, da, șoferi, da, taxime. Ce n-ați promovat în perioada asta profitând? Deci, nu v-ați preocupat numai de viață și sănătate, v-ați preocupat și de viața, sănătatea omului și buzunarul vostru. Mergem mai departe. Această dezbatere este o dezbatere care durează de mult. Cum de mult? Nu durează decât de vreo lună. De mult, adică lasă impresia că durează din secolul XIX și care, de fapt, face parte din apanajul unui tip de propagandă care nu se găsește numai în România și se găsește în toate țările democratice în Uniunea Europeană și care, evident, cel mai probabil, toată propaganda asta anarhistă, cum anarhistă? Păi și când el se ducea acolo cu teveliștii, bravo lor, da, în Piața Victoriei, și striga, cine nu sare, are condamnare. Dar el, premierul, lider, viitorul premier, cu Traluca Turcan, cu Anisie, cu Violeta Alexandru, cu toată gașca, da? Bun, el atunci nu face participa la o mișcare anarhică, da? Dar când ăla de la Cotroceni și-a pus geaca, președintele României, ăla, a pus geaca, parcă era de la Salubritate, da? Și s-a dus în piață, atunci nu era anarhie, anarhie sunt numai acum când demonstrează ăștia împotriva guvernului lui. Nu, înainte nu era. Bun, hai să zic eu. Toată propaganda asta împotriva guvernelor și a măsurilor care au fost luate de guvernele europene pentru a limita răspunderea virusului are niște laboratoare, ouleu, care în mod cert se întâlnesc în afara României și că foarte multe din aceste false teme care sunt lansate publică și au izvorul acolo. Băi, alo, domnul, spre sebire de Ludovic Orban și Politrucii și gașca lui, și al lui Iohannis, și chiar am citit și chiar am studiat, eu nu sunt sătul până în gât de laboratoarele din afară. Pe vremea comunismului erau laboratoarele occidentale, în Occident, capitaliste, acolo se prelucrau, se făceau teme false pentru noi și se trimiteau prin Europa Liberă și Vocea Americii, minciuna, propaganda burgheză ca să destabilizeze regimul comunistului, socialist, de democrație populară de România, pum, împotriva. A venit apoi Ceaușescu. El a început cu, dar nu direct. Acolo e propaganda Moscovei, și acum vine, știu, m-am plictisit de moarte. Toate acestea sunt laboratoarele de la Moscova. Oameni buni, ați văzut pe Beleaschi? Moscova are mii de probleme, că problemele ei sunt acum să facă ea mișcări. Deci, toți ăștia, ca mine, care nu că pun la îndoială coronavirus, dar care zice, bă, undeva e o disproporție uriașă între cum e prezentat virusul între la de oficialități și măsuri și el pericol. Ca dovadă că la Sparanghel au fost grămădiți vreo 2000 de oameni, niciunul nu s-a îmbolnăvit și era unul lângă altul, că din coace și garantez la... Păi dacă era așa de periculos, păi... Alu, dacă era așa, dacă se lua, păi când s-au adunat ea la Vama Nădrag, trebuia să vină cu elicopterele și să-i împrăștie. Că era periculos, adică, vă imaginați, 10.000 de oameni care de se infectau. Nu! Nu e vorba că nu s-au luat nicio măsură ca să nu se întâmple, dacă era atât de repede se lua virusul, da, păi dacă se lua atât de repede virusul, sigur că normal era să împrăștii, ca să nu se omoare. Aha, acolo nu puteam să împrăștiem, că, mă rog, erau diaspora. Deci, eu spun, sunt unul din oameni care trebuie să ai stat eu psihoză, pot să vedem de ce, nu spun care a fost cauza, nu le dibuiesc, dar dibuiesc cu firea mea de analist că e ceva de regulă, adică între proporțiile reale ale pericolului și prezentarea lui și
măsurile luate de guverne de a ne ține în casă, că sunt măsuri cumplite, nu? Nu au fost măsuri în sensul că, domne, când ieșiți pe stradă, să nu tușiți în palmă. Nu, măsuri groase, 2 luni în care oamenii au stat în case. Nu? Și Dumnezeu, adică ei au stat în peșteri, unii uite ca și mine, nu m-am întors încă. Ne tunși. Mă rog, unii s-au mai ras, sau ca mine. Bun. Care e propaganda rusească? Care e izvor? Adică și nu văd mereu, aș vrea să stau de vorbă cu unul ca ăsta, ca, bine, repede că e papagal. Să spună cum se fabrică alea. Adică, avem un laborator la Moscova și acolo fabrică tema, măsurile luate de guvernul Ludovic Orban sunt măsuri, tema. Măsurile acestea sunt luate de guvernul Orban, de închidere în casă, sunt măsuri care limitează drepturile omului, zic că e în laborator, la Bogăzea, în laboratoare. Bun, a terminat în laborator, tema. Și apoi cum face? Cum le trimite mie? Pe e-mail? Cum le trimite lor din piață? Nu, sunt și pe internet și în piață oameni care se îndoiesc și de vaccin și de unele de culoarea frunzelor. Deci, vedeți, care e povestea? Că, dar de ce? Ei sunt produsele Rusiei, care ce vrea Rusia? Adică Rusia trimite aceste teme ca să-l destabilizeze pe el, pe Anisie, pe Violeta Alexandru și pe Câțu. Păi nu, cum să spun, dar de ce să destabilizeze? Nu, dar n-am nicio îndoială că și Rusia are mașinărie de propagandă, dar eu nu văd legătura între ea, propaganda asta și ce fac niște oameni, că eu ce mă știu pe mine. N-am auzit să mă contacteze până acum vreunul de pe laboratoare, un alo, maestre, am niște ruble acum și tema asta. Nu, mă duc că sunt, mă apucă pe mine. Lasă cu adeverință, m-au pus ușii. M-au pus ei, că nu știu ce adeverință să completez ca să fiu un cetățean corect, așa cum vor televiziunile biluite, Rafila și Graeda Rafa. Deci asta este povestea cu plictisitoare, întotdeauna orice în România, comunistă, după asta post decembrist. Eu, și acum chiar închei, pe pielea mea, bun, nu știu, l-am criticat în anii 90 pe Ion Iliescu. Apropo de ceasul ăla de aur, că o să povestesc mâine seară, sper că am fotografia, că noi care se vinde la Artmart, noi la evenimentul zilei l-am dat pe Iliescu că avea ceasul la mână. Chiar ca, nu dau acum, nu discut, pentru că cred că am acasă chiar fotografia ceasului ăla. Cred că o am. Și vreau să-l discut. De ce l-am criticat pe Iliescu? Uite și m-a apucat pe mine, că m-a enervat, că l-a dat toată lumea. De ce l-am criticat pe Emil după ce l-am sprijinit? Că m-a enervat, adică m-a enervat că se adunaseră în jurul lui toți lătrăi care până atunci îl lătraseră și acum schiau lua pe lângă el de plăcere. De ce l-am plecat în 2009 de la antenă? Că n-am vrut să fiu dintr-o conspirație împotriva lui Traian Băsescu, care era principalul meu dușman. Și Traian Băsescu era și slab atunci, îmi pădurea ce să fie eu într-o mașinărie să mă folosesc că ăștia, era aia, coaliția politico-mediatică, ca să-l dea jos pe Băsescu. De ce îl critic pe Ioan? Mă pune cineva? Nu, mă pune nimeni. Nu mai țineți minte, în 2014 l-am văzut. 2014, da? Rău că în 2014 l-am votat, i-am luat interviu, am fost amabil. Și poate să-mi văzut că-i de lemn tănase, că-i de tablă. Și atunci, sigur că l-am criticat, am văzut că nevastă să care se dădea în stambă pe acolo, se dădea jună. Și eu ce vreau să mă critic. Că de ce m-a legat? Păi nu m-a legat de nevastă, că nu era nevastă, era soția președintelui. Și dacă n-ar fi fost soția lui Claus Ivan, n-ar fi scris nimeni despre faptul că am vrut o fustă scurtă. Dacă ar fi fost cetățean ca doamna profesoară Carmen Iohannes din Sibiu, chiar nebun să scrie, trebuie ce face. Dar data asta era prima doamnă și în calitate de primă doamnă, băieții din presă care vreau să-l cânte pe Iohannes, da, hai să vă lăudăm și cu conis. Bun, am încheiat, uite că deși sunt obosit, m-am lungit,
Aoleu, 23-27, mă duc să termin neapărat editorialul. Sper că îl termin, nu poate să apară mâine blogul fără editorialul meu. Mulțumesc, la revedere!